Deci mă numesc Cătălin Vișoiu, am o crescătorie de câini de vânătoare. Sunt vânător în județul Călăraș, la AJVPS Călăraș. Dețin o baltă de pescuit. Și cam atâta. Ați colaborat vreodată cu poliția? Da. Cu ce fost? Am fost colaborator din anul 2000. Colaborator însemnând ce, informator? Sau... Nu, participam ca parte activă la percheziții și ca martor asistent. Asta era procedura în anii respectivi. Da, există un contract care este secret. Presupunem că este încă în vigoare contractul? Legal, da. Deci n-a fost întrerupt, anulat, nu. Am înțeles. Ce făceați efectiv pentru poliție? Pentru poliție, pentru Ministerul de Interne sau pentru ce? Deci eram parte activă în minister, participam la percheziții. Și înainte se folosea o procedură cu un martor asistent. Și ca una, și ca alta, plus de asta, până în anul 2004, camerele de luat vederi cu care se filmau în Poliția Capitală erau ale mele. Personale. Personale. Ce s-a întâmplat mai exact pe 11 aprilie 2007? M-am trezit cu poliția de la IPJ Călăraș și cu Spiru, că au un mandat de percheziție, poftim? Mascați. Că au un mandat de percheziție la domiciliul meu. I-am poftit în curte, au început să facă percheziția 5.55. Și i-ați așteptat? I-ați văzut pe camere? Da, și m-am dus la poartă și le-am deschis pentru că cunosc procedura. Și decât să-mi strice porțile și să-mi sperie câinii, cu toate că n-au fost profesioniști, trebuiau să vină câinii de vânătoare și câinii utilitari, sunt câini ocrotiți de lege. Asta e legea în România, trebuiau să vină însoțiți de un medic veterinar și de un dresor de la Asociația Chinologică. Nu au avut așa ceva. I-am poftit în curte, am așteptat un avocat, a început percheziția. Am în curte, pe un culoar, am o ladă frigorifică unde dețineam în momentul respectiv jumătate de porc mistreț și jumătate de căprioară. Domnul Savu Daniel, vorbind într-una... Mandatul de percheziție a fost pe braconaj, pe interceptări și proxenetism. M-au interceptat 8 luni de zile, pentru că am reușit într-un final acum, după aproape un an de zile, să pun mâna pe dosar. Mandate de interceptare sunt decât două, luna octombrie 2016 și luna noiembrie 2016. Dar transcrieri în dosar sunt din luna 9 2016 până în luna 4 2017. Ce am văzut acum în dosar. Nu i-a interesat carne de vânat, că aveam în casă. Am peste 30, 40, 50 de trofee în toată curtea, prinse de mine, cumpărate din târguri. Nu i-au interesat. I-au interesat, în schimb, CD-uri, laptopurile, căutau amintirile mele din Ministerul de Interne, filmate de mine. Adică ceea ce ați reușit după filmarea dumneavoastră? În decursul anilor. Inclusiv percheziții, petreceri. Dumneavoastră, când ați predat filmările la Poliția Capitală, ați predat brutul sau ați predat o copie? Copie. Copie. Da. Înțeles. Și v-au dat voie să păstrați... Erau ale mele, proprietatea mea. Înțeles. Eu le puneam la dispoziție gratis. Ce s-a întâmplat atunci când v-au ridicat armele? Au intrat în cameră unde eu dorm, aveam într-adevăr în pat, că eu mă trezesc de vreme și îmi șterg, îmi place. Aveți și fișetul de armă? Nu, nu. Aveam cartușe în pat într-o cutie de 30x30, mi le număram că așa sunt. Eu vreau să fiu strict cum spune legea, să nu depășesc, să știu să mai încumpăr, să nu mai încumpăr. Pusese la vânătoare de curând? Nu, abia îmi pusese viza, de-aia n-am ieșit la vânătoare. Îmi pusese viza cu 6 zile înainte, de percheziție. Urma să ies la vânătoare.
Domnul Sabu Daniel, cel care coordona percheiția la mine în casă și cel care căuta filmările, nu l-a interesat braconajul, că aveam carne. Carnea, să ne înțelegem, deținută legal. Tocmai fusese în controapă câmp când am împușcat și porcul mistreț și căprioara, de domnul Ieremia Cătălin. Este tot de la serviciu arme Călăraș. A fost un control inopinant, în ghilimele de rigoare, inopinant, că eram ascultat la telefoane și au venit după mine pe câmp, m-au găsit în regulă, ce aveam în autorizație, aveam vânat în mașină, corespund. Au intrat în casă, mi-au găsit cartușele acelea în pat și domnul Sabu Daniel s-a lăsat lângă pat, la vreo 40 de centimetri, am o bară pe care îmi țin cămășile și s-a ridicat instantaneu cu o punguliță cu 3 cartușe de calibru 12. Lângă mine era avocatul, erau și mascații, la care el scoate cu mâna lui dintr-o punguliță cu, din aceea cu biluțe, punguliță care se sparge, un cartuș și îmi spune, ia luați-l domnul Bișoiu și spuneți în ce calibru e. Eu am refuzat să pun mâna pe cartuș, că totuși am stat în minister atâția ani, pe lângă oameni foarte inteligenți. Și am... Sunt vânător de 7 ani. Ce fel de cartuș era? Sincer să vă spun, erau de o firmă Fiocchi, parcă, dar aveau niște bile de cupru, bile gălbui. Da, erau transparente. Deci nu erau din acelea roșii? Nu, 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 nu. Și alea ce reprezintă bilea aia pentru necunoscători? Cei care ar fi fost mai mari de 5 mm. Și sunt interzise la deținere? Sunt interzise la deținere și la vânătoare pe teritoriul României. Dar asta era o modă veche până să înceapă să fie, să aibă lumea carabine, pentru că cu cartușul acela rănești vânatul. Foarte rar poți să recuperezi un vânat împușcat cu un cartuș de ăla. Eu sunt deținător de carabină. La animal. Îl distruge? Nu-l distruge, nu-l omori, fuge. Îl rănești. Și atât. Foarte rar cade din cartușul respectiv. Dintr-o lovitură, din două, nu. Păi îl rănești. Ce-a făcut în momentul în care... Am refuzat să pun mâna pe el. Și am spus că, ok, dacă le-ați găsit la mine în casă, am cer și eu amprentarea celor 3 cartușe. Acolo, în camera în care dumneavoastră dormiți, aveți camere de filmat? Da. Și este surprins momentul acesta? Este surprins momentul când se lasă în genunchi. Și se ridică cu pungulița instantaneu. Am de unghiul camerei, se vede că înainte nu era nimic acolo? Da. Da. Ce altceva m-a mai radicat? Două laptopuri, da. Două agende și niște acte medicale ale soției. Ale soției? Ale soției. Păi ce parte avea dumneavoastră? Absolut niciuna. Așa vrea domnul șef de serviciu, domnul Manta. Că vorbeau, nu a stat fără telefon domnul Sabu Daniel, cel care era la mine la percheziție. Deci era coordonat telefonic? Coordonat telefonic. Era și cu presă de pe? Da. 3 televiziuni. Da. Două laptopuri, un telefon, două agende, niște acte medicale, un prelungitor de armă, da. Un șoc de armă, noi îi spunem prelungitor. Sunt niște șocuri la armele de vânătoare de calibru 12. Nu e cumva un amortizor? Nu. Totul le-am avut deținute legal, n-am avut nimic ilegal în casă. Două binocluri. Binoclurile care... De vânătoare, la vânătoare, să observ vânatul, să... Nu știu, ei le... Nu. Ei le-au dorit cu orice preț. Absolut nimic până în momentul de față. Abia am putut să iau copii la dosar. Așa, deci după percheziție ați plecat la? La Călăraș. La IPJ Călăraș. Se întâmpla la ce oră? Ora 11. Și a
O oră. Da. Nu, m-au, pe mine m-au audiat la ora 21. Abia atunci a venit rândul. Atunci mi-a venit rândul. Și ce v-au zis la urmă? Dacă ei mă acuză în dosar, am putut să fac rost de copii. Dosarul acesta a început în 14 octombrie. Da. S-au sesizat din oficiu. 2016. Și mă acuză în dosar de două date că am ieșit la vânătoare fără a deține autorizații legale. În data de 22.09.2016 am ieșit pe fondul Plevna, așa a început dosarul. Deci pe 22 pe fondul Plevna și îi spun că am ieșit fără a deține autorizație. Da? S-au sesizat din oficiu. Am înțeles. Da? Și în baza acestui proces verbal i-au deschis dosarul penal. Dosarul penal. Exact. Ok. Tot la dosar, deci tot la dosar, există autorizația după data de 22.09, că am fost în fondul de vânătoare. Semnată de mine, de organizator. Văd că are și număr de registrare. Da, sunt unice la asociație. Registrul special. Exact. Și mă, mai acuză de data de 26.09, că tot la fel am ieșit pe fondul Pietroiu, da? Tot în județul Călăraș, fără a deține autorizație. Vă arăt și autorizația pe data de 26, pe fondul Pietroiu, semnată de mine și de organizator. Aici am pus și unele întrebări. Și ajung la alte concluzii. Da. Pentru altceva. Da, sunt niște dușmănii și niște invidii. Păi când dumneavoastră mi-a spus mai devreme că ei au căutat amintirile din ministru. Da, l-a interesat pe domnul Iorga. Domnul Iorga fiind? Inspectorul șef de la Călăraș. Probabil. Ce e de tactă? Am avut, nu pot să-i spun, o ceartă. În 2013 unui prieten i s-a furat o mașină. L-a ținut cam mult în cercetări, mașina nemai apărând în sistem ca fiind furată. M-am dus legal la domnul Iorga și l-am întrebat de ce... Cum ați aflat că nu mai există sistem mașina acolo? De la ei, de la ofițerul de serviciu. I-a comunicat numărul mașinii și ne-a spus că nu există mașina furată. În sistem? În sistem. M-am dus la domnul Iorga 4 zile la rând. Sunt înregistrat la ofițerul de serviciu că am fost la dânsul. În a patra zi, foarte nervos, mi-a zis, ce te bași tu și cu o înjurătură, dacă mai vrea prietenul tău să recupereze mașina, 20.000 de euro. Dar tu ești făcut 20.000 de euro? Direct, eu cu el pe scări la ieșire din birou de la el, de la furturi auto. Exact. Și? Și am început să înjur și eu, că n-am treabă cu... Eu respect legea. Și i-am lăsat în pace și pe prietenul meu și pe el. Da, m-a trimis cine? Pitulescu Mihai. Fostul șef de la... Director de la Direcția Investigații Criminale. Pe vremea ce? Da. Și a transmis ce v-a spus? Exact. Și ce a spus? Că o să ia măsuri. Și măsuri pe care că le-a luat în consecință a reușit. Exact. Am făcut în termen de 10 luni peste 30 de sesizări. Unde? Tot ce înseamnă competent în România. Corpul de control. Corpul de control al Ministerului de Interne. IGPR. Ministerul de Interne. În atenția doamnei ministru de Interne. DGA. DNA. Parchetul de pe lângă judecătoria sector 2. Absolut peste tot. Da. La Călăraș, vi s-a cerut în mod expres să dați o declarație împotriva cuiva? Da, că altfel îmi dă ordonanță de 24 de ore. Împotriva cui? Mihai Pitulescu. Și-a dat? Nu, n-am ce să spun de om. Și-ați intrat în arest? Da. Deci, m-au reținut 24 de ore. Putem spune că un colaborator oficial al poliției a fost în
Da. Pe Călăraș, da. La ordine lui domnul Iorga și domnul Manta. Cum se proceda pe fondurile de vânătoare de la Călăraș? Cum mai procedează în momentul de față? Se procedează și în momentul de față. De când a venit domnul Iorga și l-a adus pe domnul Manta, s-a instituit o taxă de... o taxă grupurilor de vânătoare. Nu se începe vânătoarea până nu vin ei, cei de la arme, să și ce au de luat, adică 500 de euro. O taxă de protocol? Nu, de protecție. Protecție. Da. Adică dumneavoastră să fiți protejați pe fondul de vânătoare? Exact. De cine? De Eventual? De Serviciu Arme. De IPJ. Păi, nu erați legal acolo, dacă... Legal. Plătim autorizații, le plătim separat. Deci o autorizație de polmistreț 8.600.000, iar de căprior 6.500.000. Și ați cotizat la această taxă de protecție? La mine s-a ajuns mai greu, că știe că o singură dată s-a întâmplat, fără să știu pe loc, la o vânătoare organizată tot în județul Călăraț. Organizatorul ne-a cerut câte 1.500.000. Nu. Organizatorii sunt decât paznicii de vânătoare sau cineva de la asociație. Și ne-au cerut câte 1.500.000 ca să fie bine pentru cei de la arme. Da. Am dat, da, atunci da. Câți înșerau? În jur de 20. 20 înseamnă destui bani. Da. Cât de dese sunt vânătorii? Partidele de vânătoare? În fiecare săptămână. Da, și mai ales când AGVPS Călăraș aduce străini, mai ales muntenegreni, belgieni, sunt în fiecare zi. În fiecare zi? Da, pe diferite fonduri. Putem presupune că această taxă era încasată în fiecare zi? Normal, mai ales la străini. Am văzut acolo pe ce mentalitate dumneavoastră cu autorizațiile de vânătoare că aveți 3 ieșiri într-o lună. Da, ne obligă asociația să, deci plătim 8.600.000, vă dau un exemplu, pentru autorizație de porc-minstreț și trebuie să ieșim de 3 ori într-o lună, că altfel pierdem bani. Și dacă nu vânați, sau dacă cum procedați? Deci ieșim în teren. Da. Dacă în decurs de 3 ieșiri prindem porcul, e ok, mergem, ne luăm altă autorizație. Dacă nu îl prindem, ne prelungește pentru luna următoare. Dar la fiecare autorizație trebuie să ai 3 ieșiri în teren. Altfel pierzi banii. Și da, se plătește separat? Separat. Trofeul? 8.600.000. Ce vreau să vă întreb? În urma sesizărilor pe care le-ați depus, v-a contactat cineva? Da, am fost vizitat acasă și de un comisar șef de la DGA pentru că ar fi mai bine să mă împac cu cei doi. Da. Am primit mesaje prin interpuși că mă va ține încurcat dacă nu dau pe cineva în primire. Că respectiv pe Mișu Pitulescu. Păi asta am spus și eu, am spus la toate instituțiile. Dom'le, dacă omul a făcut ceva, trebuie să vă duceți să-l întrebați pe dânsul, nu prin mine, să-și facă altcineva treaba. Mi-ați arătat mai devreme un mesaj primit pe WhatsApp. Da. Acum, sus, dar nu am tot divulgat noastră, prin care erați anunțat că domnul Manta va fi numit șef. Da, am un mesaj din 13 iunie. Printr-un interpus îmi transmite că el va fi numit șef la biroul arme la capitală. Începând de când? Din noiembrie îmi spune în mesaj, dar s-a întâmplat cu o lună mai devreme. Adică din octombrie. Exact. Și s-a întâmplat? S-a întâmplat că... A fost împuternicit? A fost împuternicit de către domnul Voicu, care domnul Voicu îi spune finul. Voicu, fostul șef al Poliției Capitale. Fostul șef al... Exact, da. L-a numit într-o vineri. Nefiind ieșit la pensie fostul șef domnul Zlotea Ion și a trebuit să-l intre
în concediu câteva zile, că deja îl numise pe domnul Manta. A fost o grabă. Erau doi șefi. Da, foarte bine. Altă întâlnire ați mai avut-o cu domnul Manta? Da, am fost sunat de către Savu Daniel, după numărul lui de telefon privat, în luna a șasea, că vor să... 2017, că să, vor să se vadă cu mine. Dar nu pot veni la mine acasă că dețin camere și să nu iau ăla micul la mine. Ăla micul ce? Fiind un reportofon. Reportofon sau un dispozitiv? Un dispozitiv de înregistrări. Și am acceptat, m-am văzut cu ei la un PECO la intersecția Fundeni cu Colentina. Da. Au venit a cu... În benzinărie? Da. Nu, în mașină, în benzinărie. Deci pe camerele de supraveghere se poate vedea, se doar, poate vedea doar mașina. Zic, mașina, nu. Dar ce mașină era? Un Logan albastru cu număr de matriculare Călăraș 01 LAC. LAC? Da. Mașină de instituție? Mașina IPJ-ului. Așa, au venit cu mașina IPJ-ului de la Călăraș ca să se întâlnească cu Da. Ce v-au zis? Domnul Savu, cel care conducea, s-a dat jos din mașină, m-am suit eu în spatele șoferului și am rămas decât eu cu domnul Manta în mașină. Și mi-a transmis că ar fi bine ca să, să termine repede și să văd eu că au intenții bune, să dau suma de 2000 de euro. Ca să se rezolve repede problema mea în bine. Problema respectivă cu percheziția? Cu dosarul. Nu. Nu, în total 12-13 persoane. Asta e deja grupul infracțional organizat? Da. De ce n-a ajuns la DICOD? Pentru că n-au fost probe. DICOD-ul l-a refuzat, din câte știm și noi. L-au refuzat? Da. În urma acestor interceptări, a rezultat, din ce am văzut eu, și o dare de mită? Complicitate, m-au acuzat de complicitate la dare și luare de mită. Care s-a clasat? Care s-a clasat tot la Călăraș. Ați mai fost chemat undeva, la DGA, la DNA? Nu. Nicăieri? Nu. Putem să presupunem că aceste fapte de abuzuri din poliție sunt ușa marizate? Da. Cât timp? De la Ministerul de Interne, nu v-a contactat absolut nimeni. Absolut nimeni. Nu vor. Cât timp o să fie domnul Voicu în relații de prietenie cu Finu, în ghilimele Finu, domnul Manta, n-o să... am mesaj pe telefon, tot pe WhatsApp, care îmi spune orice plângere faci, o terminăm din fașă, stai liniștit. Și o înjurătură la, o înjurătură la sfârșit. Da. Și am depus și eu ieri la, în atenția doamnei ministru. La pensie. Să iasă, măcar de are și. S-ar liniști problema mea. Nu a mea, nu a mea. S-ar liniști problema din minister. Nu sunt eu ca persoană fizică singurul nemulțumit de gașca, grupul ăsta infracțional. A lor, format din domnul Voicu, domnul Manta, domnul Iorga, domnul Dragoș, că e o echipă de vânătoare. Domnul Ștefan, Nicu Dragoș și adjunctul Poliției Capitale. Da. Da. Păi așa a ajuns și domnul Manta la șef la București, tot pe sume de bani. Da. În jur de vreo 20.000. De euro. Participă la vânătoare numai cu domnul Voicu, în județul Călăraș. Domnul Voicu, domnul Manta, Savu Daniel, domnul Nicu Dragoș, Ștefan, adjunții Poliției Capitalei, domnul Iorga, inspectorul șef de la Călăraș, și folosesc aceleași fonduri de vânătoare pe care mergeam și noi. Dar ei își plătesc între ei taxe de protecție? Probabil că da, dintr-un buzunar în altul.
Deci nici nu există vreun interlop în România, că în România se folosește cuvântul ăsta, care să facă ceea ce fac dânși. Numesc posturile șef de secții, șef de servicii, le vând, nu numesc, vând posturile. Deci avansarea în funcție, da, trebuie să se facă în baza unor criterii, atât corect, de pregătire, cât și de termen, corect, cât și de legalitate. Corect. Nu se respectă nimic aici. Dacă domnul Voicu vrea să aducă de la arme pe cineva, un subcomisar de la Călăraș, l-a adus în secunda 2. Am înțeles că și domnul Savu tot la Călăraș? L-a adus tot la serviciu arme la București, un agent. Dar e mâna dreaptă a lui domnul Manta. Prin el spală și colectează și fac de toate. Momentan aștept și am speranțe de la doamna ministru de interne că mă va chema să pot pune la dispoziție documentația și falsurile pe care le fac. Bunurile dumneavoastră, în momentul de față, se află în posesia? IPJ Călăraș. Toate bunurile nu am intrat în posesia lor. V-a fost anulat permisul de armă pentru? Mi-a fost anulat permisul de armă pentru că în data de 17.07.2017 am dat în presa locală din Călăraș un interviu. Iar exact, iar ori găsi ei. Iar în dimineața când a apărut anunțul, mi-au dat prima amendă de 5.000 un leu de către un agent care nu avea competența legală, n-a fost la percheiție la mine, deci la diferit. Da, cea care a apărut în ziar. Și mi-au dat tot în data de 17 anularea permisului de armă pentru că am două amenzi contravenționale în decurs de un an. Ceea ce nu aveam decât cea din data de 17, dar și-au adus aminte la vreo două săptămâni și ceva că mai trebuie o amendă și mai mi-a dat una pe 1 august. Nu au cum să fie legală, că ei mi-au dat anularea în data de 17 pentru două amenzi, dar a doua amendă a venit la diferență de două săptămâni, semnată de domnul Savu Daniel. Asta că au venit acasă prin poștă. Acasă prin poștă, n-am fost chemat. Nu. Percheziția informatică asupra laptopurilor și calculatorului pe care le-au dat s-a efectuat în prezența dumneavoastră? Nu. S-a făcut, m-a sunat domnul Sabu Daniel după telefonul instituției IPJ Călăraș. Am fost citat telefonic. M-au sunat, am spus să ia legătura cu avocatul pentru că a plecat în concediu și a spus ok, vorbesc cu avocatul, a anunțat avocatul că e plecat două săptămâni în concediu și când revine, mergem la percheție. După o săptămână am fost sunat din nou după același număr de inspectorat din Călăraș, de către domnul Savu Daniel, să mă duc să-mi ridic procesul verbal că s-a terminat percheția electronică. Fără să fiu... Da, este la dosar o hârtie. Nu, cerută de domnul Iorga și domnul Manta, să vadă că chiar este avocat. Nu cunosc. Au cerut, deci în data de 13.04.2017, au cerut ei către barourile din România, dacă are dreptul de practică. Și au un răspuns în data de 19.04 că nu poate practica pe teritoriul României în mod legal avocatura. Și la percheiții și la audieri. Așa spune legea, că sunt lovite de nulitate. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu de asemenea.